Miercuri 16 septembrie 2015 debutează la Reghin Săptămâna Mobilității Europene și cum altfel ar putea debuta seria manifestărilor organizate de Primăria Reghin, dacă nu printr-un curs de învățare a copiilor să se dea cu bicicleta. La școala gimnazială Florea Bogdan, elevii din clasele 1-8 au venit să învețe cum trebuie să se dea cu bicicleta. Chiar dacă până la 14 ani ei nu au voie să circule pe drumurile publice, în toată această perioadă, până la vârsta legală de a circula pe drumurile publice, ei se pot obișnui cu ideea de a circula cu bicicleta și, de ce nu, până la urmă ar putea renunța la mașini în favoarea acestor biciclete. Zeci de elevi au fost prezenți cu bicicletele pentru a aprofunda mersul pe două roți și cunoștințele de circulație rutieră. Profesorul Dan Moldovan a amenajat în curtea școlii un orășel în miniatură, unde elevii au avut de respectat semnele de circulație. Alături au avut la dispoziție și un poligon pentru testarea îndemânării mersului pe bicicletă. Profesorul le-a explicat celor mici și utilitatea bicicletelor pentru sănătatea noastră și a mediului înconjurător. Circulația cu autovehiculele în orașe este destul de aglomerată, iar noi ar trebui să încercăm să stimulăm copiii și persoanele să circule mai mult cu bicicleta. Este mai ușor de circulat, e mai ușor de parcat. Deci e nemaipomenit dacă ar putea copiii aceștia cu timpul să circule mai mult pe bicicletă. Probabil că nu trebuie foarte mult convinși, lor le plac bicicletele. Da. Este plăcerea lor, numai ei până la vârsta de 14 ani au voie să circule pe drumurile publice și atunci singurele locuri unde se pot da sunt în curtea școlii și cam atâta, că în parcuri, în lege zice că este interzis să circule și în parcuri. De cât timp știi să te dai pe bicicletă? De mult. Cât de mult? Nu știu de câți ani. De obicei pe unde te dai? Pe trotuare, pe la noi, pe la stradă. Cunoști semnele de circulație? Da. Cât de bine știi să te dai cu bicicleta? Bine. Mă dau bine că m-am învățat la 5 ani. Pe unde te dai de obicei? Pe la mine, pe stradă. Crezi că e periculos? Nu. În familie, părinții, eu știu, frați, surori, bunici, se dau cu bicicleta? Da. De la cine ai învățat? De la fratele meu. Se dă și el cu bicicleta? Da. Părinții în familie, poate mai frați, colegii folosesc bicicleta? Da. Ție ce-ți place la mersul cu bicicleta? Că fac sport și că mă pot opri mai rapid decât și pot să ajung mai rapid în destinații mai lungi. Îmi place să mă dau pe bicicletă mult. Când ai învățat? Până la 5 ani. Cu cine ai învățat? Cu unchiul meu, Vitreg. Și în familie se mai dă cineva cu bicicleta? Da, tatăl meu. Poate merge și la serviciu cu bicicleta, nu? Da. Ție ți-ar plăcea la un moment dat să mergi la școală cu bicicleta? Da. Mult. Ai renunțat la mașina părinților pentru bicicletă? Nu prea. În fond, Săptămâna Europeană a Mobilității oferă oamenilor oportunitatea de a medita pe marginea adevăratei utilități a străzilor din orașe și de a dezbate soluții concrete de combatere a anumitor provocări, precum poluarea, ambuteiajele, accidentele de circulație și problemele de sănătate. Tema aferentă anului 2015 propusă de Comisia Europeană este Alege, Schimbă, Combină, care promovează combinarea modurilor de deplasare și încurajează publicul să aibă un stil de viață activ.